Cu toții am parcurs, bună seara, Răzvan Zanfir, cu greu aceste imagini pe care dimineața aceasta le-a adus pe televizoare. De la Mehedinți vin ele, ceva dă-ți vine să-ți mulci părul din cap, Răzvan. Ca să zicem așa. Impulsul ar exista, da, acolo, exista. E mai greu de finalizat, da, în această privință. Pare, da, să fie Mehedinți. Acum, Radu, cred că... Da, tu ai făcut niște conexiuni. Am făcut niște conexiuni. Dacă te cunosc, n-ai putut să depășești momentul. S-a dus mintea încolo, da. Dar... Interesant, în centrul atenției, județul Mehedinți. Dacă ieri am prezentat imagini cu Viorica Dăncilă, prezentată la Mehedinți ca prezidențiabilul României. Prezentabilă, n-am auzit. Da. La Mehedinți sau de la Mehedinți ne vine și scandalul adopției Sorinei, care cred că s-a cam terminat acolo, tu ești vedea, în zona de specialitate. Avem acum imagini din nou scandaloase din acest județ, ceva absolut din spital, inexplicabil. Din spital, deci de la DGASPC Mehedinți mergem la DSP Mehedinți. De la Direcția de Protecție Socială, da, mergem la Protecție Medicală, dar numai protecție nu e, bat împotrivă. Mergem la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, unde în spital vom vedea cum se comportă o asistentă cu o pacientă aflată într-o situație extrem de delicată din punct de vedere medical, niște dureri îngrozitoare și o atitudine extrem de sfidătoare a asistentei. O comentăm după. Nu mai simt nimic, mamă. Haideți, vă rog frumos, că intră în panică, doamna, urlă, dacă ce ceva, dar vă rog frumos. Am ce să-i fac și o să chem gardienii să vă spun. Vă rog frumos, v-am chemat să veniți să vedeți ce e cu ea. Păi veniți că urlă acolo, nu mai primește ea, urlă, plânge. Deci o să vă rog în secunda următoare să părăsiți spitalul. De nu să părăsesc, de ce să părăsesc? Până acum de aia. Așa se face. Se face ce trebuie. Uite, așa vorbiți. După ce ieri am discutat despre cazul Osmanovici de la Casa de Asigurări de Sănătate, vorba Vioricăi Dăncilă, așa? Bun, după ce omul acela vine și face un comentariu absolut bezmetic, că pacienții mor și fără sistem și cu sistem, o vedem pe doamna aceasta bezmetica de serviciu astăzi, doamna aceasta asistentă, are o atitudine extrem de sfidătoare cu pacienții, e pus acolo tocmai să mai amelioreze din situație. Ceea ce e interesant e că tot ieri vorbeam despre nemulțumirea unor cadre medicale cu privire la ideea pacientului fals. Dom'le, nu e nevoie de pacienți falși în spitale, că ce ați vrea să ne controlați? Toată lumea s-a gândit că va fi doar o inspecție în ceea ce privește plăți informale? Da. Plăți informale. Dar poate avem nevoie de pacienți falși care să ne spună cum te tratează, păi, unele cadre Sorina medicale. Sorina Pinta vine și spune doamna ministru astăzi că nu era ce vorba zice? doar de șpăgile acestea pe care vrem să le contracarăm prin această... O fi văzut mecanism. Și Sorina Pinta înregistrările, altfel nu-mi explic. Da. Că până acum n-a vorbit decât de bani. Dar da, e bine, mă rog, că apar și sunt date publicității astfel de înregistrări. Ce vreți, doamnă, să vin să vă omor eu? Preferabil nu. De murit poți să mor și acasă, nu-i nevoie să te deplasezi până la spital. De murit poți să mor și fără sistemul cardului de sănătate. Să știi că poți să mori fără multe lucruri în această țară. Dar e vorba de tratament aici. Până la urmă, doamna asistentă intervine cu un tratament. Și a fost rugată. Un medicamentos. Domnule, a fost rugată. Vă rog să-i veniți să faceți ceva. Dați-i ceva, faceți ceva. Și femeia a venit, s-a mobilizat și a făcut ceva. Ați văzut în imagine. Rele tratamente, termenul de specialitate. Așa, ca să punem în sintagmă. Deși lumea și-ar fi dorit un tratament medical. Doamna Sorina Pinta este întrebată despre așa ceva dimineața, de când au apărut imagine, doamna ministru, e întrebată, cum comenta, sigur, revoltată, are o atitudine covârșită, până la urmă era stupefiată de așa ceva, nu-i normal așa ceva, mă rog, și așa mai departe. Cine s-ar fi așteptat s-ar fi așa așteptat? Ceva, spitalele din România? Bun, și după care vine cu concluzia, da, nu, va fi sancționată pecuniar, doamna aceasta, citesc. Dați seama că vreo 15% îi luăm din salariu. E bine. Nu știu, eu mă întreb, de ce mai e acolo? Mie mi se pare că doamna asistentă e degeaba acolo, dacă e degeaba, dacă nu are ce să facă. Dați-o, domne, afară! Gură, domne, poate a avut o zi proastă. Domne, dați-o afară, proastă, neproastă, nu știu, că nu vreau să o jignesc, dar dați-o afară dacă nu are ce să facă. Asta vreau să vă spun, dacă nu e nimic de făcut, afară! Asta e ideea. Hai să punem lucrurile acolo ca să facă ce? Dacă nu are ce să facă, bă, măcar poți să zici, bă, n-avem medicamente, oricum, hai să zicem. Păi zona de medicamentație, de intervenție, să zicem că nu suntem cine știe ce, domne, stăm prost, e jale. Deși doamna Viorica Dăncilă era la Mehedinți chiar în ziua respectivă ieri. Apropo de cât de prost stăm.
cu flori, cu nebuneală, era toată lumea încântată și așa mai departe cu ea. Deci, practic, vedeți o analogie între două, nu știu, un kilometru distanță, probabil. Bun, doamna aceasta vine și spune, domnule, n-am ce să-ți fac, bă, măcar să vorbești frumos. Uite, un lucru care se poate întâmpla, nu costă, e ceva ce poate să fie. Păi de ce să dai afară o asistentă medicală care vorbește greșit, în condițiile în care n-ai dat afară un purtător de cuvânt care vorbește greșit? Da, da. Ca asistente medicale, nu îi cer neapărat un limbaj elevat sau extrem de disciplinat în formulare, deși frumos așa ar fi. Da. Îi cer să se ocupe de îngrijirea medicală. Bă, dar purtătorului de cuvânt nu-i cer decât să comunice cum trebuie. Dacă tu nu-l dai afară pe purtătorul de cuvânt când spune prostii, o dai afară pe asistenta medicală, a cărei componentă de comunicare e mai degrabă secundară, adică nu principala ei atribuție să vorbească așa cum trebuie. Și vezi tu, are perfect argument de invocat în momentul de față. Păi nu l-ați dat afară pe purtătorul de cuvânt, mă dați pe mine afară? Da, pe comunicare, până la urmă, mi se pare aproape mai grav, nu? Că un purtător de cuvânt care este ocupă cu treaba asta, sigur, asta e treaba ei. Da, bun, corect. Cât de vorbi cum trebuie. Bă, da, mă uit la femeia aceasta și mă uit în general la genul ăsta de atitudine și, sigur, facem diferențierea că sunt în spitale, am trecut și noi pe acolo, sunt în spitale și asistenți în regulă și doamne asistente în regulă și doctori de toate felurile, nu facem o generalizare, dar... Bă, mă uit la femeia asta și mă uit siderat la dezdodământ. Va fi sancționată pecuniar. De ce pecuniar, domne? De ce pecuniar? Doamne, mi se pare că este o vulnerabilitate acolo. Un om care vorbește așa cu o fată aflată în suferință. Nu, e o vulnerabilitate. Eu mă gândesc că ăsta e felul de a înțelege meseria pe care o face. Și atunci, dacă ăsta e felul de a înțelege meseria, bă, să nu și-o mai facă. Adică să facă afară. Să facă altceva, să te apucă cine de altceva. Ok, o dai afară. Da. Și cine pierde mai mult? Bă, eu zic că dacă nu-i nimeni acolo, șansele totuși să măcar zici, bă, nu-i nimeni acolo. E o situație, era mai liniște când nu era nimeni acolo. Când a intervenit ceva și ce să vă omor, da, măcar e ceva ce, până la urmă, e mai bine fără acolo. Eu cred că românii s-au obișnuit să fie tratați prost de toată lumea care... mă rog, are de-a face cu ei, și în țară, și în străinătate, românul s-a cam obișnuit să fie tratat prost. Da. Acum, el e mulțumit dacă e tratat. Da. Bine, rău, tratat să fie. Problema a fost aici că nu s-a aplicat niciun fel de tratament în sensul propriu al cuvântului. Nu poți să-i dai afară. Nu că poți. Oricât de bine ar fi prezentată și împachetată realitatea economică din spital, nu știu, e posibil să n-ai altă asistentă medicală. Eu am înțeles din imagine respective că i-a invocat nu neapărat faptul că n-ar avea ce să-i dea, ci că deja i-a dat ceva și că dacă i-ar da ceva, i-ar fi mai rău și așa mai departe. Bă, pe de altă parte, deranjantă este atitudinea. Este. Despre asta e vorba. Este esențială atitudinea. Cu atât mai mult cu cât sistemul este unul destul de sărac. Nu? Adică nu e ceva cu care suntem mândri. Sărăcie Lucie. E o sărăcie Lucie. Mă uitam și la sărăcia asta de asistentă, că iartă-mă că mă enervez un pic. Dacă nu, păi nu e o formulare. Da. Când o văd așa arogantă, sunt și eu arogant cu ea. Dacă vreți pe aroganță, să știți că sunt superior. Mă, dar Radu, dar stai o secundă. Da. Dacă Osmanovici, purtătorul de cuvânt, a cedat nervos, domnule, că așa a spus. A cedat și eu nervos acum. A cedat nervos și eu am cedat nervos acum. Sărăcia asta de asistentă. A cedat nervos. Și pe tine că ai cedat nervos. Hai că eu mai reușesc să păstrez cumpă după debutul emisiunii. Eu pot să înțeleg că cedează nervos o asistentă medicală depășită de numărul mare de pacienți, poate și în imposibilitatea de a-și face meseria cum trebuie. Adică eu totuși spun, dacă vreți pe zona asta de sănătate să începem cu ordine și disciplină, să pornim de la băieții ăștia care lucrează cu buzițele și cu pixul și respectiv purtătorii de cuvânt. Eu nu depășesc momentul. Nu, dar n-ai motive să depășesc. Fără nu-l depășesc. Da. Aici, deși este inadmisibil, găsesc totuși niște circunstanțe atenuante. E greu să lucrezi cu oameni bolnavi. Dacă ai trecut pe spital, ai văzut că omul bolnav e și un om dificil. Nu stă așa într-un col și gemea durere. Da, dar nu ești obligat, nu ești condamnat. Ea nu-i spășea o condamnare. Deci nu era acolo la închisoare. Femeia lucra acolo de bună voie, da? De bună voie și a ales meseria asta. România, bă, meseria de asistent... la unei condamnări. Meseria de asistent, Răzvan, presupune de doctor de asistent. Presupune și un soi de raportare la pacient. Este esențială ca din o componentă esențială totuși. Ok, nu e principală. Nu știu, mă, Răzvane, nu te duce să faci altceva în viață, nu știu, poate e menajer, poate o bună menajeră doamna aceasta, poate că și acolo se enervează. Am șters praful, ce vrei să-ți fac? Să-i șterg cu tine pe jos? Punem ceva, dă să facă ceva, până la urmă s-o descurca doamna asta, să facă ceva normal în viața ta. Eu ce să spun, că așa ceva de acum înainte trebuie să ținem minte că există telefoane. Să țineți minte lucrul acesta, este o componentă esențială în viața noastră, telefon. Și pui mâna pe telefon și te filmezi. Și te dau eu la televizor și e o problemă mare. Deci atunci poate că ar trebui să-ți mai ameliorezi din start atitudinea, gândindu-te că, bă, poate, doamne iartă, mă dau nebunie la televizor. E și asta o inhibiție. Dacă din punct de vedere, nu știu, sufletesc, cognitiv, nu reușești să te...
structurezi cumva așa, să te poți raporta de ce la un pacient, că te bă, de la om, măcar dă rușine, că râde de tine tot blocul, dar măcar dă rușine, a putea să fie și asta o... Eu îți spun, știi, da, că de regulă nu sunt eu vocea moderației în această emisie. Dar parcă acum te văd. Dar parcă de data asta știi... Că dacă îl sunăm pe Osmanović ca să rămânem la... Azi e grămadă! În ce calitate să-l sunăm pe Osmanović? Azi e grămadă! Mai purtător de cuvânt, da, după ce ne-a zis că se moare, domne, și cu carte. Azi este grămadă Osmanović, că uite, cel puțin de vreo oră merge sistemul. Oh, și-ar vrea să intervină domnul Osmanović și domnul șef de la... Teohari Vulcănescu. Da, așa? Lasă iubita să intre pe un telefon, dacă n-are treabă cu el. Nu e ăștia de la CNSAS, n-au niciun fel de scuze. Nu la CNSAS, de la CNSAS. Nici ăia de la CNSAS n-au niciun fel de scuze, dar nici ăștia de la CNAS. Da. Nici CNSAS, nici CNAS, nimeni n-are niciun fel de scuze. Domnii, aici am rog. Nu că aici e o discuție în care ai curaj să intrăm. Nu, mă, eu spun că merg până în pozele astea. N-am deschis subiect, dar... Dar bun, e revenit. Posibil să după aia să purtăm discuția între patru ochi. Și atât. Să nu purtăm între patru pereți, cum ar zice domnul Sârbu, de la Mediafax. Domnul Sârbu vrea între patru pereți, aia rămâne de tranșat în... Dar știi cum e, dacă supărăm foarte tare CNA, o să anunțăm, domnule, noi ne întâlnim să vorbim în piața universității, vă așteptăm publicul direct acolo. Facem frumos. Nu, nu e cazul, dar revenim la discuție, merge sistemul, merge sistemul și acum probabil domnii aceștia da să intervină să spună, da domnule, am rezolvat problema, sigur, a fost dificil, am lucrat zi și noapte. Vă răspund acum la telefon, ieri sunai și nu găseai pe vreunul să-ți explice care-i treaba, în ce situație suntem, nu, azi cred că sunt grămadă, dar nu sunăm. Un comentariu extrem de inteligent pe pagina de Facebook al purtătorului de cuvânt de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, comentariu evident nu aparținea respectivului, ci unui... internaut, ce-mi place cuvântul ăsta care... Mă rog, scuze că intervin, da. Explica el, domnule, am avut o ieșire nervoasă, sigur că poate nu mi-am controlat limbajul, dar înțelegeți, eram sătul de întrebările astea, erau exasperante în continuu și păi, bă, ăsta e rostul tău, să nu fii și sătul, să primești întrebări, să răspunzi, asta e mecanismul, așa se face când ești purtător de cuvânt. Îi spune cetățeanul respectiv. De aia lasă-ne mă și nouă 10 link-uri către declarații exclusive. Nu că ai spus odată și te-a preluat toată presa. Da. 10 declarații date, una pentru B1, una pentru Antena, una pentru aia, pentru... Ia de 10 link-uri. Că nu cred că ai dat 10 declarații. Când naiba te-ai obosit în halul acesta de declarații, că tu ai venit la jumătatea scandalului din concediu. Adică după ce că... Nu, da, eu după ce că nu ții vorbele în gură, da, mai vii și cu scuze ușor de demontat. Adică eu merg un pic mai departe cu problema. Dom'le, asta e meseria. Aici, da, sunt alături de tine. Deci ce facem cu centralista, da, dacă sunt, nu știu ce. Asta e meseria de purtător de cuvânt, nu? Adică până la urmă despre asta e vorba. Primești întrebarea, dai răspuns. Primești întrebarea, dai răspuns. Cum ar fi pe la oferă un sfert să zice, bă, nu m-am plictisit de vorbit. Bă, dacă... E emisiune până la... Bă, știu, dar nu mai pot. Nu mai, lasă-mă. Lasă-mă. Am făcut și ieri și alaltăieri, lasă-mă. Gata. Cum ar... Nu, asta e meseria, ți-ai ales-o, e ceva, e un lucru pe care îl faci benevol. Că altfel rămâneai la prompter. Da, domnule, rămâneai... Era ca și cum vrei de fapt. Dar hai să luăm așa, dacă e la, nu știu, un prezentat observator sau ce prezentat, un jurnal de la Antena 1, da. Bun, și l-au prezentat... Pe la 4, așa, da, așa, pe la 4. Domnule, și la un moment dat să zicem că în timpul știrilor nu te gândești, zic, bă, citesc, doamne, iartă-mă, de 20 de minute știrile astea, eu am plecat. M-am plictisit de știrile. Ia gata. Adică, nu că și cu știrile astea și fără știrile astea tot moare om. Bă, am tot repetat. Până la urmă să știți că și știrile sunt destul de repetitive. Adică le citești o dată la 4. Sunt șocat că nu era plictisit de ele. Da, le citești o dată la 4. Poate că la 6, la jurnalul de la 6, sunt aceleași știri. Bă, nu știu, m-am săturat să citesc într-una aceleași știri. Câte jurnale mă crezi că prezenta? Și nu mai prezenta Meteo la Mani. A prezentat și Meteo, da? Păi a venit pe zona asta, așa a debutat. A debutat în... Ce-ai făcut? Ai pierdut ceva? M-au agățat pe ăștia? Nu, din potrivă. Te-au agățat cu ceva? M-au agățat. De când așteaptă să te agățe cu ceva, te-ai agățat singur cu ceva. Și rămânem în zona Mehedințului. Rămânem. Sau nu neapărat, dar oricum doamna Viorica Dăncilă deșinsă acolo, am văzut imagini cu ea festive ieri, toată lumea venea cu câte o floare, că pe doamna Dăncilă nu trebuie să o lovești nici măcar cu o floare. Nu. Dar ea foarte atenți. Să o pune cât să nu geneze. Cum să facem să nu pare cum că am lovit-o? Cum să vă punem florile astea? Păi dați-le direct lui Mihăiță Fifor, că a venit cu mine. Da. Și era doamna Dăncilă. Uite, poate să care și flori. Înconjurată de bucurie acolo. Și de flori. Și hai să dăm și partea mai puțin fericită a evenimentului. Pentru că mehedințenii n-au vrut să rămână în istorie ca niște oameni care o apreciază pe Viorica Dăncilă după slugărnicia lui Aladin Gigi Georgescu. Mamă, ce mă bucur că am un context în care se pronunță numele. Asta este șeful de la Mehedinți, da. Aladin Gigi Georgescu a fost acolo un mare dăncist. Astăzi,
oamenii au organizat un protest la Drobeta, să amintească. Nu știu dacă chiar un protest, erau niște oameni acolo. Nu erau chiar, când zici un protest, te gândești la mulți oameni. Nu, domnule, câțiva... protest a fost și pentru Dragnea și n-am văzut mai mult de 35 de persoane, cu tot cu Gelu Vișan. Dom'le, s-au strâns niște oameni în stradă care au simțit nevoia să amintească, nu tuturor ne place Viorica. Protejați corupții de pușcărie și le dați pensii speciale trădătorilor și jefuitorilor de țară. Pe partea bună, lui Viorica Dăncilă. Pentru represiunea împotriva românilor de pe 10 august, luați de pe tricou. Era un tricou cu injurii. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo, ce atitudine s-a avut la fața locului, că lucrurile nu s-au schimbat. Da, un comportament cu care suntem în dezacord, nu e normal, nu așa se face, nu așa se schimbă un guvern. Ce-mi place mie e protestul cu fraze academice, cu o structură. Nu, mă răzvan, dar eu spun sincer, uitându-mă, nu sunt de acord, nu sunt de acord, dar uitându-mă la imagini, sigur că îmi părea că nu e cum ne-am obișnuit noi să fie protestele mișto împotriva PSD-ului. E vară, dar bă, te uiți și la Viorica Dăncilă. Bă, nu merită un protest. Bă, nu mai ca pe vremea lui Dragnea. Nu merită. Bă, dar nu merită să strânge acolo, să scoatem de 500.000 de oameni în stradă, nu poți să deranjezi jos Viorica Dăncilă. Pentru atâta lucru. Pentru atâta premier. Nu atâta. Justifică. Ăștia ăsta protest. E protestul ăsta pe care îl merită Viorica Dăncilă. Și încă e prea mult. Încă e prea mult. Iar ar merita un protest de ăsta, așa, de a trimis pe cineva. Du-te mă și spune-i să așa. Dom'le, m-au trimis să spun că jos Dăncilă. Așa. Eu nu sunt protestatar, protestatar eu că nu se deranjează pentru bazar. Adică nu vreau nici să o supralicităm pe Viorica Dăncilă cu cine știe ce protest. Nu merită, domnule, un protest. Nu merită, nu. Ea nici dușman nu merită să aibă calibru. Da. Că știi că dușmanul îți dă totuși proporția. Proporția, da. Nu merită, domnule, să se bate. Eu dacă aș fi președinte de partid parlamentar, dar bine, ce președinte de partid parlamentar sunt acum, așa, domnule, n-ai atacat-o direct pe Viorica Dăncilă. Spune, domnule, președinte de la PSD, cine o fi acolo? Că nu stau să vorbesc cu Viorica Dăncilă. Eu îți spun că va fi în mare încurcătură orice candidat altul decât Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale pentru că o va avea ca oponent și va trebui cum să intri într-o confruntare. Doamna Dăncilă, să știți că și-a va da un pic din cap. Nu vă permit tonul ăsta. Vă rog să vă controlați limbajul. Haideți să discutăm de deficitul. Nu e normal să ridicați vocea. Acest discurs nu vă face cinste. Nu vă face cinste. Doamnă, vă acuză Uniunea Europeană că împreună cu Teodorovici ați falsificat cifrele. Eu vă rog să coborâți vocea. Vorbiți cu o doamnă. Știi, și te vei lovi numai de contraargumente de-astea, dar ajungi. Pare rău că trebuie să dai exemplu. Ajungi ca asistenta aia medicală. Da, te apucă toți. Te apucă. Dar vreau să o numim pe doamna... Nu chiar ca Osmanovici, te apucă. Ca femeia, da. Dacă tot discutăm despre doamna Viorica Dăncilă, dânsa a avut o atitudine legată de ce i s-a întâmplat lui Petre Daia. Petrică Daia, domnul Petrișor Daia, domnule, a participat și el acolo la niște evenimente, sigur, a avut și el un pic ocupat și la un moment dat se pare că vocea lui a fost confundată de către
cei de la DGFM, că acolo pe pagina lor de, de internet s-a, da, s-a întâmplat toată problema, a fost confundată cu a unuia care a bruscat un protestatar. Și a lansat și niște mici înjurături. Da, și chiar amenințări grave. Și mici înjurături și amenințări grave. Suna, acum, eu le admit și dreptul la nefericirea ăstora de la DGFM, pentru că mă suna... Semana. Bă, zice clipete de aia. Să știi că da. Așa. Fără să empatizez sau să dau aici, fac probe de solidaritate, de breaslă, da, îi înțeleg pe oameni. Înțeleg. E explicabilă greșeala, au revenit cu o erată, n-au omorât pe oamenii mor. Cu sau fără? Da. Fără acest fake news, dar nu știu dacă îl poți numi fake news în condițiile în care, domnule, n-am încercat să manipulez. Pur și simplu am dat o știre care nu s-a confirmat. Da, tehnic e fake news, dar nu, da, știu dacă e cu intenție. Și Viorica Dăncilă are o reacție aspră la așa ceva. Viorica Dăncilă sare în apărarea lui Petre Daia. Fac un apel către acea parte a breslei jurnaliștilor implicată de-a lungul timpului în astfel de practici nocive. Deci se revoltă cumva. Asta era marea problemă, că i-a încurcat cineva vocea lui Petrică Daia. Da. Ce era nociv în țara asta? Că l-am confundat pe Daia, da, cu un alt individ cu limbaj de tot sau... de la PSD era. Tot PSD-ist. Deci... L-am confundat PSD-iștii între ei, domne. Da. Asta e marea problemă. Mai mult decât atât, doamna Viorica Dăncilă face un apel pentru reîntoarcerea la deontologie. Păi, doamnă, vă zic așa de la obraz, ca un om care a mai fost acuzat că n-are deontologie și de sârbă. Da. Nu? Da, și da, și tu, da, altfel. Și noi nu avem deontologie. Da. Avem, dar nu o folosim cu toată Nu folosim, da. Avem, dar nu o folosim, da. Dom'le, vă întreb în felul ăsta. Da. Păi, adevărat, nu întreb pe Viorica. Uite, întreb telespectatorii. Dom'le, e Viorica Dăncilă genul de politician să merite să consum deontologia pe ea? Adică trebuie să configurezi și protestul și deontologia la cel la care te raportezi. Consumi energia, pui în pagină, faci, dregi, subiect, analize, experți, nu știu ce, nu știu ce, ca să vedem exact ce a vrut mărgica asta de Dăncilă să facă la guvernare. Adică, scuză-mă, numai, ea nu mi-ar mai merita decât stilul programului Pamflet. Eu n-aș mai face, mă, talk show-uri. Aș zice, cine e la guvernare? Viorica Dăncilă. Nu, nu se mai fac, mă, talk show-uri. Talk show-uri cât e Viorica Dăncilă nu se fac. Nu se fac talk show-uri. Se strâng cinci oameni serioși aici care poate de-a lungul vieții au însemna ceva. Colegul nostru, Silviu Mânăstire, el e un tip serios așa, știi? Adică da, e pus într-o dificultate în fiecare emisiune. Când trebuie să discute el de la nivelul... E un om serios, da? Și trebuie să discute, totuși să treacă până acest calvar de a discuta în mod Haideți serios. Să discutăm serios despre nu știu despre ce. Despre spusele Vioricăi Dăncilă. Hai să analizăm ce a vrut să spună. Aș vrea să urmărim declarația premierului și apoi o să vă rog să comentați. Da, asta-i. Păi cum, mă, nene? Păi dar ce să mai comentăm? De-aia nici nu zice pe nume. Zice premierului care o fi el. Ca să facem abstracție de cine e. Raporteze la funcție. Și-ți vine vreun profesor de ăsta, da, de politologie, știi, da, care știe... Da, vă rog, Viorica Dăncilă. Ok, comentezi Viorica Dăncilă. Și ca m-a ajuns. Om serios cu familie. Am făcut o școală, o facultate, am doctorat, pe bune făcut. Stau să discut despre Viorica Dăncilă. Comentezi Viorica. Da. Ca să-ți vină Viorica Dăncilă după nu știu cât timp să spună apel la deontologie. Opriți fake news-ul. Și îți mai dau un comentariu. Bine, oprim fake news-ul. Oprim fake news-ul. Dar domnul Petrică Daia, de exemplu. Oprește și el fake news-ul instituțional? Adică mi se pare mai grav la domnul Petre Daia acuzat de minciună de către Uniunea Europeană, că ar fi băgat în ele bine și, de tot. Și o spun niște oameni care în emisiunea asta n-au dat niciun fake news. Nu. Nu mai noi nu să ne fi ocupăm vreun cu fake așa news. Ceva. Nu. Nici măcar din greșeală nu cred că am dat vreun fake news. Nici din greșeală. Nici din greșeală. Am stat și mă gândeam. Te gândeai că poate am dat? Au fost 2 ani de emisiune, poate. Dar nu mi-aduc aminte așa ceva. Mă, de fake news? Să fi fost din greșeală, mă gândesc ceva. Nu știu. Mă, nici din greșeală, mă. Deci oamenii ăștia adunați aici care n-au dat niciun fake news și nu se ocupă cu așa ceva. Dom'le, noi ne uităm la spusele domnului Petre Daia care, adică, care a mințit. Invocăm treaba asta că n-am dat fake news, nu ca să ne lăudăm. Da. Vă spunem că nu suntem vizați de ce vrea Viorica Dăncilă. Da. Nu cu noi vorbea. Deci... Ei, și în conștiința care oricum nu cu noi vorbea și puteam spune, da, doamne, oameni buni, întorceți-vă la deontologie, haideți, încetați cu fake news-urile. Noi vă spunem că fake news-ul e în guvernul României. Fake news-ul este Petrică Daia, care cică ar fi falsificat producția la hectar. Fake news este Teodorovici, care ar fi livrat informații false și asta cred că e faptă penală, Cățu tot susține că va face pușcărie pentru așa ceva sau că ar trebui să facă pușcărie pentru așa ceva. Și fake news este chiar doamna Viorica Dăncilă în postura de premier, pentru că în mod serios vorbind, doamne, nu putem să consemnăm așa ceva. N-are cum. N-are cum. N-are și cum mod sigur și acum e cineva în spatele ei, pentru că nu se poate să luăm așa lucrurile. Adică nu putem să luăm lucrurile ca atare. Nu, n-are cum. Deci n-are niciun pic de conținut și un om fără conținut totuși nu fac poate. Fac un apel către acea parte a breslei jurnaliștilor implicată de-a lungul timpului în astfel de practici nocive. Un apel de reîntoarcere la principiile sănătoase ale profesionalismului. La deontologie.
deontologie și la etica muncii. Iar trece o înjurătură pe minte și mai bine... Etica muncii. Cred că este obligatoriu să avem o presă liberă și neaservită, dar și una profesionistă și cu respect față de profesie și față de drepturile fundamentale ale omului, ca să putem merge înainte ca societate, ca democrație, ca stat european. Brev, Iorico, unde te simți mai tare bine? Că nu, trebuie să vorbești ca să înțeleagă omul. Ți-a plăcut la Q Magazin? Acolo un elogiu. Un monument de sinceritate într-o lume a falsității. Viorica, salvatoarea noastră. Acolo era deontologie. Acolo era deontologie și profesie. La Lavinia Șandru! Că era ceva de... Lavinia Șandru, cu ce să vă mai servesc? Cu ce întrebare? Alegeți-vă dumneavoastră. Nu, atenție, nu vreau să vă deranjez, să vă pun întrebări, pentru că după aceea trebuie să răspundeți și poate sunteți obosită după atâta muncă pentru România. O să vă dau, o să vă pun întrebări cu răspuns inclus, că e clar. A fost o variantă după care a zis nu, că totuși sunteți Viorica Cancel. Vorbiți 10 minute, după aia noi tăiem, facem niște și răspunsuri. Și punem întrebările și după aia găsim noi niște întrebări. Găsiți eu cum să fac. Dumneavoastră spuneți ce vreți, ce vă place, ce orice, nu neapărat politică. Păi așa a fost la Mediafax, de exemplu, și Ceamba. Când a rugat, domnule, aș vrea un interviu în genul Viorica Dăncilă. Ce vrea dacă se poate model da. Viorica Dăncilă, model. Domnule, la TVR. Bun. Nu știu, nu mai țin minte cum a fost. Acum încerca să șterg în memorie chestiile. Oricum, repliem subiectul Liviu Dragnea, pentru că deși omul este sărac cu retras la... Unde este? Nu vreau să... La pușcărie, spune, nu face un fake news. Mă, sună greu cum. Sună greu, dar... Pușcărie. Așa este. Dar... Mergeam pe stradă. Obișnuiește-te, că plecam și tu ești la... amenințat cu între 6 da, miștre. Da, domnul Sârbu, plecam de aici de la emisiune și la un moment dat în mijlocul Bucureștiului, în piața Universității, doi oameni încep să se certe. Și a rămas blocat. După aia mi-a dat seama care era speța. Deci unul dintre ei era din Telorman, avea o mașină de Telorman, ălaltul era din București și cumva... Avea o mașină de București? Da, și îl înjura pe celălalt de Dragnea. Deci Dragnea a rămas totuși un conținut care să nască... Conflictul nu era unul politic. Nu. S-au certat, i-a tăiat fața, i-a luat calea, da, sau i-a găsit... tăiat calea și i-a luat fața. Tu ești cu șofatul. Da. Dar într-un final, în acea explozie de nervozitate, a fost ceva... Tu... Și Dragnea și tot neamul tău cel decedat. Mă rog, am îmbrăcat-o într-o cămașă deontologică, și deontologică și profesionistă. Deci, oameni buni, Dragnea a intrat în folclorul înjurăturilor românești. Hai să-l urmărim, să urmărim momentul filmat și o să vedeți că șoferul ăsta din Telorman mai avea un păcat. Avea volanul pe dreapta. Deci, deși vii din Telorman, ești de dreapta, mă rog. Hai să vedem. Dar nu direct în tine, dau un pal. Cel în galben poți considera că e de la PNL, nu? Cromatic. Cromatic s-ar potrivi. Și părea că se ameliorează situația. Este chiar aici, în centru, nu? La universitate. Și din câte vedeți, la un moment dat lucrurile dau să se stingă și ăsta altul îi aruncă o înjurătură de final. Acum a zis de Dragnea și a terminat discuția și a terminat problema. I-a aruncat o înjurătură amplă. De propria persoană, de fostul președinte de Consiliul Județean și de familie. Și... Deci cam asta a fost mai întâi. Te înjur pe tine, te înjur de Dragnea și după aia te înjur de familie. Era, da, o etapizare a escaladării conflictului. Cam despre asta e vorba. Emoționant. Bun, mergem către o altă situație emoționantă petrecută în cadrul pădurilor din România, că avem aceste păduri și pare că încurc așa. Mai avem cât de cât aceste păduri. Dar sunt tăiați copacii pentru că trebuie să vedem pădurea și nu putem să vedem pădurea de copaci. E o situație cu care ne confruntăm de ceva timp încoace. E o dilemă mai degrabă filozofică. Da. Și filozofii de la Rom Silva, în momentul de față, care ar trebui să protejeze, au fost prinși la fura copaci. Au intrat pur și simplu, că așa face până la urmă Rom Silva. Intră, tată, nu stă să... Deșinde Rom Silva, nicio... zici că e procurarea Pițurcă. Și așa trăgea de copaci, da, să-i scoată de pădure. Da, interesant că a invocat procurarea Pițurcă, pentru că exact că poate nu întâmplă tot. Vreau să fac că pe Baia de Aramă se întâmplă evenimentul. Deci, practic, acolo e, da. Unde se întâmplă evenimentul? Oculul Silvic, Baia de Aramă. Ce vezi mai frumos decât atât. În timp ce furau arbori de fac dintr-un parc național, surprinși de către o asociație care se ocupă cu chestiunea aceasta, hai să urmărim imagini și le comentăm după aceea. Problema
problema pădurile de interes național, e o problemă de securitate națională. Păi cum să vă las să vă faceți treaba că sunteți în mijlocul parcului național? Oamenii care vă pot da detalii, da? Dar vreau detalii de la noastră, dumneavoastră sunteți acum aici. Cine aberează? Veniți, veniți să vedeți arborea nemarcat. Asta e o firmă. Da, e firmă. Asta e supravegheat. Da. Bă, eu sunt de la RNP, de la Opolul Baia de Arau. Avem zone de protecție, vezi care cade lemnul. Stai acolo să nu poți să legi. Păi dacă e par național, faci. Par național, domnule, da. Că mai e și un par național. Dar nu-i păcat să nu fie mai mult lemnul ăla care rămâne acolo. O să fie valorificat să... Și asta o dați jos toată? Da, tot. Da, furtul pe care l-ați urmărit s-a produs în luna iulie, suntem în vorba aceea. Suntem tot în luna iulie, tot dar luna problema a fost că poliția a refuzat să confirme aceste în prima fază furturi ilegale, păi și în a doua fază, pentru că abia garda forestieră a fost cea care a confirmat furtul și atunci a zis și poliția, bine domne, bine, s-a furat ecologiștilor. Dacă asta e problema, că se taie, a văzut că o mașină știți că se moare în țara asta și dacă se fură copaci și dacă nu se fură copaci. Este foarte important de precizat. Deci Osmanovici, nu știu cât a rămas el în istoria presei cu știrile alea citite la Antena 1, dar a rămas cu această expresie, se moare și cu și fără. Bun, înțeleg că va fi deschis un dosar de urmărire penală împotriva făptuitorilor. Mie mi se pare totuși straniu că ajungi să prinzi Rom Silva la furat. E o încurcătură aici. În condițiile da. În care Rom Silva ar trebui să fie mai degrabă de cealaltă parte a copacului. A trebuit să fie partea cu rădăcină. Partea bună a istoriei, cumva. De partea bună a pădurii. Gândit, da. Bun, luăm asta o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună România! Da, ne-am întors în direct. Când părea așa că nu se întâmplă nimic, ați văzut cu toții, ieri a fost reținut Leo de la Strehaia de procurorii din București, bănuit fiind că împreună cu fiul său au făcut o înșelăciune. Anchetatorii cred că cei doi au folosit identități false ca să convingă un om de afaceri să le livreze 150 de aparate de aer condiționat în valoare de 300.000 de lei, bani pe care nu i-au mai plătit. Asta este premiza. Între timp aflăm că în urmă cu câteva momente celebrul domn a fost eliberat. A fost eliberat, da, după ce aseară a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi a fost prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Se pare că procurorilor nu le-a prea ieșit planul așa cum și-l gândiseră și na, presupun că e multă surprindere acolo pe un parchet, că ceva mai devreme îl văzusem pe unul dintre procurori extrem de încântat în fața camerelor de filmat, în fața jurnaliștilor, părea că a prins un trofeu. Îi spunem bună seara avocatului Andrei Necea, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Necea! Ce s-a întâmplat astăzi? De dimineață am fost chemați la parchet pentru a ni se aduce la cunoștință calitatea de inculpat a clientului meu și imediat au decis să formuleze o propunere de arestare preventivă. Propunerea s-a judecat la orele 17 la judecătoria sectorul 1, iar instanța a decis să respingă această propunere. Deci nu a prea avut argumente în acest sens. Eu apreciez că în ipoteza în care clientul meu nu ar fi fost o persoană cu notorietate și cu o imagine nu tocmai fericită, acest dosar nu avansa niciun caz în acest rind și nici nu ajungea în acest stadiu. Adică, să traducem așa, pentru publicul larg, nefamiliarizat cu termenii juridici, e un vinovat bun. E bun pentru un procuror să îl folosești pe post de vinovat și sigur e și greu să-l prezinți așa ca pe o victimă a abuzurilor, acum între lui fie vorba. Astăzi, după ce am terminat declarația, nici măcar nu ni se adusese la cunoștință că va fi formulată o propunere de arestare preventivă și domnul procuror deja era în fața camerelor de interviu. A sesizat și noi interviu și am sesizat și prezența domnului procuror. Părea încântat, părea că a rezolvat ceva, domnule, în sfârșit. S-a făcut dreptate. Să știți că noi la procurorul de caz a făcut doar audierea de astăzi.
Dar a avut atât... procuror s-a ocupat. N-a fost procuror de caz, dar a avut atât de multe de spus, de spus jurnaliștilor astăzi. E un moment destul de tensionat așa pentru procurori zilele acestea, că după scandalul de la Baia de Aramă cu procurorul care a tras de copil și, mă rog, n-a avut o imagine prea grozavă, vedem acum că poate a început o campanie de refacere a imaginii procurorilor. Au început să caute suspect sau vinovați de serviciu. Eu nu spun că e nevinovat clientul dumneavoastră, să nu mă înțelegeți greșit. Dar spun doar că generează știri. Caută genul ăsta de dosare procurorii, ar putea fi și asta o explicație? Cu siguranță este o explicație. În dosarul clientului meu, plângerea penală a fost formulată în data de 12 iulie. Suntem în data de 19 iulie și am asistat deja la 4 percheziții, 2 rețineri și 3 propuneri de arestare preventivă. Celeritate! Câte o celeritate foarte rar de întâlnit în practică. N-am mai văzut de mult atâta celeritate. Da, am fost chiar surprins. Au fost aproape neobosit. Da, adică nu e la prima situație în care e arestat. Stau și mă gândesc că totuși pare că e într-o... Revin cu o precizare. S-a tot afirmat în spațiul public, da, cum că Mihai Ostelică, Leo de la Strehaia, așa cum îl știți noi. Să nu ne ferim de cuvinte, da. Da, ar fi luat o marfă cu... și nu a mai fi plătit-o. Păi nici nu a intervenit scadența acelei plăți. Da, abia chiar ne puteți spune pe scurt despre ce e vorba? Că lumea se rezumă la citit titlul Leo de la Strehaia, arestat sau eliberat. Dar n-am înțeles exact care a fost fondul problemei în speța asta. Clientul meu a fost acuzat că în data de 5 iulie a ridicat un număr de 80 de aparate de aer condiționat de la o societate comercială din București. Așa. Și că ar fi folosit calități mincinoase. În realitate, clientul meu a desfășurat această operațiune pe o firmă care, adevărat, nu i-a aparținea în drept, dar în fapt o controla. Fapt pe care l-a afirmat în fața procurorilor și toate dovezile, inclusiv declarațiile administratorului statutar, au dus spre această concluzie. Nu este nimic ilegal în a desfășura o operațiune pe o societate în care nu ești efectiv. El doar s-a prezentat... Cine ne-a spus până acum, nu e nimic ilegal. Nu este nimic ilegal. Ei s-au grăbit foarte tare pentru că nici măcar nu ajunsese la scadență obligația de plată. Adică mai avea timp să plătească și cu toate astea zoaia, domnule, că te văd așa după ochi, nu ai de gând să dai niciun ban. Da, mai mult decât atât au invocat că există o înșelăciune cu ocazia încheierii contractului. Nu s-a încheiat un contract fizic între părți, iar operațiunea s-a desfășurat pe e-mail. Până la urmă, contractul a fost între două societăți, nu între două persoane. Din acest punct de vedere, apreciez că nu putem discuta la acest moment despre infracțiunea de înșelăciune. Și da, se pare că nici judecătorul n-a fost foarte convins. Au fost arestat 24 de ore. Adică mie când arestez un om, mie mi se pare că s-a întâmplat ceva grav. Adică eu devin de-aia și devenit atent. Adică... Depinde ce om. Că dacă omul nu are o imagine publică extrem de grozavă, eu sunt convins că acum telespectatorii noștri spun: aia, domne, că sigur a făcut el ceva. Da. Problema e că... Mă, și eu, chiar eu, în mintea mea, mă gândesc, nu doar telespectatorii, că și moderatorul se gândește așa. Da. Adică există prezumția asta. Și mă gândesc să nu exploateze procurorul într-un moment ca ăsta situația și să spună: domne, aici putem să forțăm că oricum n-are cine să țină cu el. Da. Domnule avocat, vă mulțumim mult pentru intervenție. Cu plăcere. La revedere. Nece, avocatul lui Leo de la Strehaia, despre eliberarea aceasta venită, pentru că eu am devenit atent și în perspectiva în care nici nu am prea mai văzut arestați în ultima vreme. Nu a mai fost, Radu. Asta nu, încerc nimeni, să spun. Nu mai arestat nimeni în România. Asta, bine, Liviu Dragnea, ok. Lasă, domne, că acolo n-a fost arestare. Acolo a fost condamnat, s-a dus la pușcărie. Da, arestări preventive în ultima reține, vreme. Reține, spectaculoase. Care e ultimul nume cu rezonanță despre care ai auzit că a fost reținut? Minte. Pare că nu se lucrează, știi? Pare că... Păi și nu trebuie să schimbăm un pic percepția publică? Trebuie. Și cu cine o schimbi mai clar decât cu unul care... Nu poți să spui că se bucură de prea multă simpatie în spațiu public. Asta este cel mai rău lucru, să ai o imagine publică, ești vulnerabil. În momentul când ai o imagine publică țăndăr făcută, de-aia citeam la tine pe Facebook, Răzvan, o postare care pune într-o situație. Dacă după ce ai scris acolo pe Facebook și nu vreau să invit oamenii să citească, după ce ai scris acolo pe Facebook-ul tău, domne, vine un procuror, României mi se pare foarte mult. Vine un procuror și zice ceva, în mod normal, oamenii vor avea... Domne, era dubios om. Iertați-mă că vă... E discutabil. Acum chiar Steaua României și mi se pare mult. Și revenim acum la actualitatea aceasta cu care ne confruntă România. Uite, mai e aia. Ce mai avem? Mai avem ordinul Mihai Viteazu cu pelerina aia frumoasă. Domnule, aia de se dă de regulă la veteran, dar sunt și pe aia. Gradul de mareșal, nu că eu mi-asum. Bun. N-am niciun fel de reținere. Între timp, apropo de percepția publică, nu știu ce percepție publică are domnul Liviu Marian Pop.
nu-mi dau seama. De ministru al învățământului. Ministru al învățământului vine cu o inițiativă legată de toată povestea aceasta care se tot învârte prin România cu pensiile nesimțite. Îmi place și cuvântul ăsta așa, care e destul de greu. Vine cu o inițiativă ca să impozităm pensiile nesimțite care trec de 10.000 de lei și explică domnul Liviu Marian Pop că da, domnule, trebuie să impozităm cu 90%, nu că să impozităm. Să impozităm cu 90%. Și înainte, da? Să impozităm cu 90% ce depășește 10.000 de lei. Ce depășește 10.000 de lei și spune că, domnule, am plecat de la premisa că, uite, luăm exemplu președintele României, Klaus Iohannis. De ce am ajuns la 10.000 de lei? Bună seara, domnul Liviu Marian Pop. Bună seara. Cel mai bine ar fi să ne explicați dumneavoastră cum a ajuns la acest cam șocant, da. Titlul e șocant, da. Nu știu dacă titlul e șocant. Eu modific. Cum? Poftim? Nu vă mai auzim. Nu cred că aveți semnal. Acum vă auzim. Aveți probleme cu semnalul. Eu stau... Acum vă auzim perfect. Așa, mă ascult, vă ascult. Și noi, credeți-ne că nici noi nu ne deplasăm. Nu mai agitat, sunt ca dreaptă chiar. Da, da, dă pe scaun. Da. Explicați-ne cum ați ajuns la acest prag de 10.000 de lei peste care ar trebui impozitat cu 90% orice vine în plus. Da, nu, e o problemă cu semnalul, trebuie să ne facem legătura telefonică, că din păcate e clar. Nu știu dacă explicațiile sunt, poate că așa erau explicațiile, Răzvan. Eu știu ce să mă spun. Sunt convins că are domnul Maria Pop niște explicații. E interesantă abordarea. Practic, tu ce faci cu impozitarea asta? Tu plafonezi, nu? Da, de ce nu plafonezi? Da, de ce nu plafonezi? Asta vreau să te întreb și eu. Deci dacă tot plafonezi de facto, că tot ce înseamnă impozita cu 90%, înseamnă practic luat de către stat. Da. Îți mai lasă și ție un 10%. Zic, bă, da, proste. Da, vezi tu că sunt și... Dar mai bine spui, domnule, nu pot să-ți dau peste 10.000 de lei. Da, vezi tu că sunt și pensii de serviciu. Am mai făcut legătura telefonică. Bună seara din nou. Ne auzim acum mai bună bine? Bună seara. Haide să mai încercăm o dată. Cum ați ajuns la pragul de 10.000 de lei? Ați explicat foarte bine. Ipotetic, o persoană care ar fi președintele statului timp de 30 de ani, dacă se pensionează, se va pensiona cu o pensie de aproximativ 10.000 de lei. Și eu nu cred, sunt convins că 10.000 de lei este o pensie mai mult decât decentă. Dacă vine de la stat. Rog? Dacă vine de la stat pensia asta, că dacă e de mediul privat... Ajunge și la stat. Avem în România aproximativ 9.000 de pensii de serviciu. Da. Sunt și magistrații. Din cele 9.000 de pensii de serviciu, în jur de 3.500 de pensii depășesc 10.000 de lei. 3.500. Zona pensiilor, zona pensiilor speciale, nu am acest impact bugetar, nu știu dacă l-are Ministerul de Finanțe, nu știm câte pensii speciale depășesc 10.000 de lei, pentru că sunt prin casele sectoriale, noi avem doar volumul, bugetul alocat pensiilor speciale și împărțirea la un aproximativ 140 sau 150 de mii de pensionari speciali cât sunt în România. Da. Una peste alta inițiativă a plecat la faptul că, văzând deciziile Curții Constituționale, nu una, foarte multe, care au spus că nu pot fi eliminate aceste pensii speciale, demagogia unor politicieni de dreapta că vor elimina pensiile speciale, am venit cu o măsură mult mai sănătoasă din punctul meu de vedere, e și în Uniunea Europeană în foarte multe state aplicată, impozit diferențiat. Deci pentru că nu le puteți plafona, le impozitați. Păi nu putem desfința, pentru că ce ar însemna plafonare? Acum să fim cinstiți, magistrații, dacă nu ar avea contribuția de la bugetul de stat, da, iar avea o pensie medie de 2.400 de lei. Dar nu le-ați putea plafona, pur și simplu să spuneți, domnule, în România nu se dă nicio pensie mai, de către statul român mai mare de 10.000 de lei, nu, în afară de cele bazate pe contributivitate, că acolo dacă eu am contribuit cu 1.000.000 de euro pe lună... Și acolo, domnul Liviu Marian Pop, și acolo trebuie să interveniți, domnul Liviu Marian Pop. Păi și acolo, pe toate pensiile care sunt, indiferent de natura și proveniența acestora. Păi adică dacă omul a avut un salariu de 1.000.000 de euro... Dăm un caz ipotetic și a contribuit. Nu-l lăsați pe carte de muncă, domnule, și a plătit timpul. Dumneavoastră nu-l lăsați să-și ia banii pe care a contribuit la pensie? Ba da, dar v-am spus, sunt limitele impozitării pe care am propus-o. Păi cine? Trebuie să mai fi cine are salariu mare și își trece pe cartea de muncă. Îi spunem bună seara senatorului Florin Cîțu. Bună seara. Bună seara. Ce spuneți, domnul Cîțu? Are sens să plafonăm de facto pensiile la 10.000 de lei, impozitând tot ce depășește acest prag cu 90%? Vă întrebăm pentru că domnul Liviu Marian Pop mai devreme spunea despre demagogia politicienilor de dreapta și am zis hai să luăm și un politician de dreapta să vedem ce demagogie aveți. Seara, nu am știu dacă proiectul se referă doar la pensie de serviciu sau pensie specială, ceea ce noi, toate eu, pensiile. Și opoziția. Aici vedeți, avem o problemă, nu? Și aici vedeți socialismul care
apare prin cei care por al Partidul Social-Democrat. Pentru că, de fapt, este sub masca că vin să vor și vor să plafoneze pensii speciale, vor, de fapt, să lovească în sectorul privat. Asta este, de fapt. Nu? De fapt, acolo că ipocrizia este foarte mare. Vreau să vă spun că anul trecut, PSD, ALDE, au trecut în Parlament pensii de serviciu la Curtea de Conturi. Da. Anul acesta, în ultima zi, sesiunea extraordinară, Comisia Economică a dat raport favorabil pentru pensii de serviciu la Consiliul Concurenței. Iar acum, la o lună, nici la o lună distanță, s-au schimbat cu 180 de grade și vin să ne spună că vor să că au o problemă cu pensiile speciale. Deci, domnule senator Cățu, ne spuneți că, de fapt, vor să lovească în cine, mai exact? Ținta, în ultimii ani sunt 50.000 de persoane, da? Care au luat sume din pilonul 2 de pensii. Sunt câteva mii de persoane pe an. Toate aceste sume sunt mai mari decât de 10.000 de lei. Aceea este ținta. Oameni de care vin în mediul privat. Exact, deci vedea că acolo. Bun. Este inadmisibil să vii să spui că vrei să-i taxezi pe cei care au contribuit normal. Păi fiecare zi și-au luat din bani și-au pus deoparte, au fost administrați și au acum o pensie mai mare. Ne întoarcem la domnul Liviu Marian Pop. Domnul Liviu Marian Pop, cum luați din banii unor oameni care au contribuit să aibă mai mult de 10.000 de lei în mediul privat? Câteva persoane sunt în România. Da. Nu depășesc 300 sau 400. Și una e prea mult. Marea majoritate a lor, să nu spun în totalitate, sunt angajații PNR-ului sau ASF-ului, adică tot a instituțiilor stat. 300 de oameni vin de la ASF? Da, pensii care ține contributivitate se depășesc 10.000 de lei. Vorbesc pe contributivitate. Din sectorul privat nu este nici... Vă dați seama ce salariu le dați la ASF? Dacă au pensiile astea pe contributivitate? Dacă, eu v-am spus pe contributivitate. Da. Dacă luăm Germania modelul și... Poate se documentează și cei de dreapta, sau așa zici și de dreapta. Domnul Cîțu, puteți să luați notițe. Marea Britanie. Da. Luați în Franța, dacă vă este. Că sunt aproape să nu. Veți vedea că absolut toate statele acestea au impozit diferențiat pe pensii. A venit cu o chestiune că e socialistă. Socialiștii sunt foarte... Nu prea vă înțeleg ce ziceți. Nu ne înțelegem. Din păcate, o legătură telefonică defectuoasă. Domnul Liviu Marian Pop, practic 10.000 de lei, adică 100 de milioane de alea vechi, nu? Adică 2.000 și un pic de euro. Auziți? Bun. Dacă vine un manager de companie importantă, că nu au prea avut timp să se pensioneze domnul Liviu Marian Pop până acum, că vă dați seama, noi suntem cu mediul privat până 90 și ulterior au început companiile românești să aibă foarte mare succes. Deci managerul unei companii private, românești sau român el, plătește contribuții către statul român și are un salariu impresionant. Câștigă, nu știu, câștigă 50.000 de euro pe lună. Că se poate, sau chiar se mai mult întâmpla, decât da. Atât. Dumnezeu spuneți că indiferent cât contribuie, nu va primi la pensie mai mult de 10.000 de lei, dar vă așteptați să contribuie în continuare cu salariul real? M-ați înțeles greșit. Proiectul meu de lege nu spune cel care are astăzi 20.000 de lei pensia, că iau pe cei de la PNR, dau un exemplu, nu mă duc la magistrat. Cei care au 20.000 de lei pensia vor avea, dacă această propunere va fi votată și de dreapta și va trece și de toți colegii mei din Partidul Social Democrat, va avea o pensie undeva la 40.000 de lei. Deci nu va rămâne cu 10.000. Cel care are 66.000 de lei și l-ați dat și un alt exemplu acela, va avea 17.000 de lei pensie, nu va avea 66.000 da, de lei pensie. Da, am înțeles, îi luați 90%. În zona privată, și cu asta încheie, în care spuneți dumneavoastră, nu există contracte de muncă. Sunt contracte de management pe persoană fizică autorizată. Așa. Care nu duc contribuții la fondul de pensie. Deci nu pot exista oameni cu contract de muncă în companii care se câștige bani foarte mulți. La pilonul 2, ca să clarificăm subiectul, eu sunt beneficiar de pilonul 2. De prima zi am beneficiat. Da. Eu, după aproape 13 ani, dacă nu mă înșală memoria, contribuție pe pilonul 2, am acumulat aproximativ 10.000 de euro, care o să fie luați lunar după 65 de ani până la 78 de ani. Adică undeva la 20 de euro. Domnul Cîțu, mai avem un minut. Concluzia că dacă vreți ca acest proiect să treacă, atunci vă propun așa, pentru că 10.000 de lei nu înseamnă și impozitarea pensiilor parlamentare. Și atunci haideți să coborăm plafonul la 2200, cât este contributivitatea, și apoi impozităm tot ce este peste 2200. Pentru că ce nu vă spune domnul Pop este că la 10.000 de lei, parlamentarii, pensiile parlamentarilor nu sunt impozitate. Sunt doar celelalte impozitate. Deci pensiile, indemnizația parlamentarilor nu este impozitată. Și este și acela un subiect important în societate.
până la 2200 sunt pe contributivitate în această societate. Și noi pentru asta milităm să eliminăm tot ce este ce vine de la buget și susținem de la buget și nu pe contributivitate. Dar explicați-mi un singur lucru în 10 secunde că nu mai avem mult timp. E chiar imposibil ca un angajat în mediul privat să aibă pe contributivitate peste 10.000 de lei? Normal că nu, și v-am spus că deja sunt oameni care au luat din plăunde de pensii câteva zeci de mii de oameni, au luat sume de la plăunde de pensii, nu e lunar. Păi zicea că vin doar de la SF aceeași, deci, că sunt foarte puțini. De la plăunde de pensii e toată suma odată, se ia lump sum, nu? Și sunt câteva deja persoane care au luat și câteva mii de persoane pe an care au mai mult de 10.000 de lei deja și vor fi... Pe contributivitate. Exact. Asta ne interesa. Domnilor, vă mulțumim, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim apoi cu un subiect... Ne întoarcem cu decizia luată de cei de la USR Plus. Belicos, aș spune. Da, da. Războinic. Războinic. Pauză.